Deci eu am scos checul meu cu cașcaval din aragaz. Are un miros foarte plăcut. Vreau să-l întorc să vedeți cum se va primi. Arată foarte, foarte bine. Morcăluța are un miros perfect. Așa, deci eu l-am răsturnat. Are mult cașcaval. Fierbinte. Așa. Uitați. Este crescut foarte, foarte bine. Este foarte gustos. Cum se întinde cașcavalul în trânsul, vedeți? Deci este perfect. Deci perfect, poate trebuie puțin, puțin încăsare, dar totuși, dacă veți fi cu sare atent, că cașcavalul poate fi sărat. La noi se numește pound de queijo, dar deci este perfect de gustos. Deci asta este cașcavalul meu. Deci eu am revenit în zidana, deci eu am revenit la rețeta mea dată. Eu am nevoie aici de o tavă. Tavaua deja e unsă cu ulei. Am nevoie de 240 de miligrame de lapte, orice lapte care îl aveți, ceașca ca să măsor laptele, că această ceașcă deci are 240. 100 de miligrame de ulei fără miros, 4 ouă, un strop de sare, cașcaval, orice cașcaval care îl aveți de calitate mai bună, dar eu astăzi am ales mozzarella. Este un cașcaval de pizza și ingredientul foarte principal este făină de mandiocă. Această făină deja se găsește în toate supermercadurile, în toate marketurile. Eu am văzut și în Italia, am văzut și în Franța, am văzut și în Anglia, și în Portugalia, și în Spania. Deci ea este, se găsește peste tot. Și, deci, praf de copt. Vreau să vă arăt cum arată făină de mandiocă. La noi se numește povilho dos. Deci, într-așa mod arată făina mea, este foarte lușuioasă, da? Parcă e amidon, dar el nu este amidon. Deci, de această făină voi avea 300-400 de grame, deci două căni care eu voi măsura laptele. Mai întâi ce fac eu? Amestec ouăle, sarea și zahărul, deci eu îl amestec în blender ca să fărâm, ca să fac o consistență. Toate ingredientele se amestecă. Deci mai întâi bat ouăle, amestec ouăle, toate ouăle, 4. Dacă ele sunt mai mari, puneți 3. Deci am adăugat ouăle, adaug cașcavalul. Tot cașcavalul. Aici am 200 de grame. Deci este pe pungă scris 200 de grame. Amestec cașcavalul. Adaug 100 de miligrame de ulei. Aceasta este jumate de cană care vom amesteca noi. Vom măsura laptele. Așa, și amestecăm foarte bine ouăle cu cașcavalul mai întâi. Dacă aveți un blender mai mare, se poate depus toate ingredientele deodată. După ce am amestecat ouăle cu cașcavalul, adăugăm sarea noastră. Sare tot, dacă iubiți mai sărat, așa, și iar din nou amestecăm bine. Deci ulei am pus, ouă am pus, cașcaval am pus. Dacă doriți cu mai mult cașcaval, mai adăugați cașcaval, da? Deci asta are
200 de grame, da? Deci la un, la o tavă 200 de grame de cașcaval. Da, spate, ca să fie mai gustos, spate de mai adăugat încă 100 de grame de cașcaval. Deci amestecăm pentru 4-5 minute și adăugăm o linguriță de ceai de praf de copt. Și iarăși din nou amestecăm toată consistența noastră. Ne-a rămas numai să adăugăm 240 de miligrame de lapte și atât. Așa, deci așa arată consistența mea. Deci mi-a rămas ultimele două ingrediente. Laptele și făina mea. Făină de mandioc. Deci noi adăugăm o cană mare de lapte. Cum am spus mai înainte, laptele care aveți, dar totuși e mai bine mai gras. Și două căni mari de făină de mandioc. Așa, tot cu această cană noi măsurăm făina. În cană va intra 6 linguri mari, înseamnă că 12 linguri de făină. Așa, una, două, trei, patru. Cu siguranță, multe întrebări se dă din partea la această făină. Vă mai repet o dată, această făină este făină de mandioc. Mandioc e cartoful cel lung care se vinde în orice magazin. Așa. Deci, eu am amestecat făina cu laptele și adaug tot la consistența mea ca să le amestec. Deci, în punga mea mi-a rămas numai 100 de grame de făină, deci eu am pus 400 de grame de făină de mandioc la această toată rețeta. Asta e pentru o porție. Dacă vreți să o dublați, clar că mai mult, mulțiți, o adunați. Deci eu am amestecat toată consistența mea. Amestecăm foarte bine. Așa. Se va coace la 160 grade, undeva 30 de minute. Uitați-vă cum arată. Arată ca un aluat de clătite, numai că el are cașcaval întrâns. Deci așa sunt într-adevăr o bunătate. Se zice de chec cu cașcaval. Eu mulți ani am cătat această rețetă, dar eu nu știam că din partea la făină de mandioc. Așa. Și acum, așa, deci punem în tava noastră și dăm la cuptor. Așa, tava deja e uns cu ulei, va crește foarte mare. Așa, atent. Și deci o adăugăm la cuptor. Voilà, să vedem ce s-a primit. Deci ăsta este cașcavalul meu